Urșii au cauzat mari probleme în comunitatea din comuna Rucări, iar oamenii au decis că trebuie să iasă în stradă pentru a-și striga disperarea. Autoritățile județene și centrale și-au bătut joc de păgubiți, promițând despăgubiri care nu au venit niciodată. În timp ce guvernanții sunt prea fricoși față de organizațiile pentru protecția animalelor, pentru a da legi care să stabilizeze echilibrul în fondul cinegetic. Pentru a încerca să tragă un semnal de alarmă, rucărenii au decis să organizeze sâmbătă un protest. Doi urși, dar 300 de porni mistrez, n-are locat nimic, nici n-am pus. Nu are locat pe hârtie, bă, și pe aia, pe hârtie. Cazurile atacurilor animalelor sunt multiple, iar oamenii s-au săturat să fie ignorați de autorități. Bază, deci mie o să se plimbe după așa un urs este. Pe stradă. Dar spune ce faceți voi dacă îmi puscați un urs? Intră în pușcărie, e dosar penal dacă îmi puști un urs. Dar dacă moare un om, mă cade urs, nimic. Nu răspunde nimeni. Și trei oameni să cadă, tot zero. Legea asta e și în defavoarea ursului. Ascultați-vă că până acum 3 ani când s-a interzis, nu găseai, n-auzeai de urs prins în laț, braconat, otrăvit. Îl bușcai, deci, îl foloseai. Deci vânătoare e singura metodă de a păstra un echilibru ecologic. Altceva nu există. Că ursul nu are adversar în natură. Dar încă o dată, dacă ONG-urile sunt mult mai vocale, mult mai mult decât noi, de ei va ține cont ministerul. Că noi ne-am adunat odată și gata. S-a ajuns în situația în care oamenii să fie mușcați de urși, iar statul să considere că animalele sunt victimele. Este cazul unui pădurar care a scăpat ca prin minune din ghearele unui urs. Marcând, ne-am trezit bufuind un urs, n-am apucat să zic decât hu și a venit grămadă pe noi. Am ridicat o poliță ca să ridic să mă apăr, m-a prins la picior, m-a aruncat și m-a luat cu 10 metri de adura până m-a prins niște târși și atunci am ridicat din nou toporița. Dumnezeu a lucrat că nu mi-a rămas toporița bucoastă și am dat de două ori în cap, dacă în reloare așa, doar l-am atins. Mi-a dat drumul. Mai erau 4 metri până în pârâu, dacă ajungeam cu fiara grămadă pe mine în pârâu, era mort. S-a dus la prefect, s-a dat delegație ca să autorizați să-l împuște, s-a dus acolo și s-a dus, a zis că a fost un cu cuplu și nu are voie să-l împuște. Și mai departe, dacă vreau ceva, să dau în judecată stat. Și te-a despăgubit cineva? Absolut pentru ce ai pățit? Nimeni, păi nu trebuie să se judece 20 de ani. Și a 2000 de lei ca să-mi a fost dinții, un ajutor. Mi-a rupt dinții, dinții și așa. A fost de omenie, domnule, n-a fost ajutor. Da. Și a lucrat pe omenie. Prea mult ca să dea. Să se judece 20 de ani. Ajutor care mi-a fost acordat. Și de aici încolo nimic. Dar nu de stat a fost de obște ajutor. Stat absolut nimic. Statul... Și te judeci, te-a mai căutat careva de la stat? N-a mai căutat nimeni. Absolut nimeni. Și omul nu are bani să se judece. Bun ONG de mediu te-a căutat să te întrebe de sănătate. Ministerul a căutat ursul care l-a atacat să vadă dacă mai e. Din partea autorităților locale a luat parte primarul comunei, Ionel Dulam, care a subliniat faptul că primăria a făcut toate demersurile legale pentru rezolvarea problemei. Mai mult, acesta a susținut că trebuie trecut la un alt nivel și ar trebui pichetate prefectura și guvernul pentru ca situația să se schimbe. Deci opinia mea este că oamenii sunt disperați. Oamenii n-au primit despăgubiri pentru animalele care le-au fost afectate. 6,85 lei pe kilogramul de carne de porc în viu este absolut infim. Foarte, foarte puțin. Nici pe aia nu i-au primit. Oamenii sunt disperați și au leșinat în fața ursului cu care s-au întâlnit în curte. Nu, întrebați pe cei care sunt gestionarea fondurilor de vânătoare. Această acțiune, că n-a fost dus un proces verbal la capă să spună că i-au omorât un urs, o oaie, un porc sau ceva, îl ia în seamă că a căzut omul la dâng picioare și putea să-l omoare ursul. De ce nu ia în considerare și chestiile astea? Pentru că în afară de două cazuri sau trei cazuri în fondul, de exemplu, 23, care este fondul? Mai puțin imediat, în o secundă. Deci în afară de astea trei cazuri, a mai fost o alertă încă de 100 de ori. Cel puțin 100. Încă de 100 de ori. Nu le-a contabilizat nimeni. Nimeni nu le-a luat în considerare aceste 100 de cazuri când au fost reprezentanți de la jandarmerie, de la ISU,
cu SMURD, cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, toți care au acționat în aceste nopți, n-au fost luate pentru că n-au fost pagube. Nu le-a produs pagubă decât la, nu știu, pastramă păi sau nu știu. Păi nu le-a nici așa, domne, deci tot nu așa. Se poate să ia, să țină cont că dacă ai număr, nu mai știu cât, 2, 3 sau 5 cazuri care sunt cu proces verbal, nu va apărea la ea în considerare. Este total incorrect. Dar cine l-a luat total în considerare? Incorrect. Unde? Haideți să veniți la primărie, facem un tabel și semnăm toată lumea și în felul ăsta obținem aprobarea de la primăria municipiului București să facem un meeting în București, în fața Ministerului Mediului. Dar legal. Să ne dea un spațiu. Orice vreți dumneavoastră să faceți, important este ca acest meeting să fie autorizat. Eu mă angajez, dacă veniți alături de mine, mă angajez să facem aceste cu semnături, să facem, să mă duc, mergeți careva dintre dumneavoastră, 2-3 delegați, mergem la primăria municipiului București, luăm autorizație de a organiza un meeting în fața Ministerului Mediului și în felul acesta să fie cineva lângă mine. Acum o să, acum o să vină, probabil o să se schimbe și prefectul, vreau să mergem și la prefectură cu aceleași probleme și de aici și încolo să fiți la ministru ca să ajungem la Ministerul Mediului. Da, da, să vă țineți de cuvânt. Voi mergeți la București? Ministrul e pe aici, a plimbat. Lăsă-mă, iau, că te-am să avem viză. Eu asigur două autocare, dacă... Nu, doamne, ne ducem noi, dar să meargă domn primar să ne reprezinte, să vedem viza. Deci dacă, băi, Felicăți, încă o dată spun, dacă este un meeting autorizat, particip. La un meeting ilegal, nu particip. Dom'le, pe noi, să ne ajutați să luăm viza, să facem meeting. Eu v-am spus, o să mergi cu mine la prefectură, acum când o să numească două prefect, vreau să mergem în audiență la prefectură, da, după care să mergem la Ministerul Mediului. Mersi apa, cât am alergat un an. Nu am nimic împotrivă și sunt pentru... Păi, dar zic să vă țineți de cuvânt, să nu dați uitării. Nu sunt împotriva acestui lucru, deci ceea ce se cereți ilegal, fără niciun fel de probleme. Nemulțumirea lucărenilor a fost îndreptată și către Fundația Conservation Carpathia, cea care deține o mare parte din pădurile din Munții Făgăraș și pe care au găsit-o printre vinovați pentru situația în care s-a ajuns. Acțiunea de protest a fost organizată în Parcul Podișor, iar de aici manifestanții au protestat sub escorta jandarmeriei până la primărie.